A fost un an cu multe provocări, un an în care am petrecut mai mult de o treime pe mare, însă un an în care fregata Regina Maria a raportat de fiecare dată misiune îndeplinită. Anul 2022 se anunță plin de provocări, în primul rând din punct de vedere al dotării. Nava va trece printr-o perioadă de pregătire pentru schimbarea turbinelor de marș, activitate care a fost desfășurată anul acesta de către fregata Regele Ferdinand. Dotarea în premieră cu un sonar tractat, cu o serie de echipamente Comint, echipamente de identificare amic-inamic, cu radar de dirijare elicopter. Urez tuturor un an nou plin de bucurii, de împliniri, sănătate, tradiționalul la mulți ani și bun cart înainte.